Prima probă a examenului de evaluare națională va avea loc luni 19 iunie la Limba și Literatura Română. Elevii vor avea două ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor. Primele rezultate vor fi cunoscute în 28 iunie, transmite Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Examenul va conta în proporție de 100% pentru admiterea la liceu, iar pentru admitere va fi media generală la evaluarea națională, susținută de către absolvenții clasei A8, -a, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. A notelor obținute la cele două probe. Inspectorul școlar general Mihai Pop spune că până la data de astăzi. Sunt înregistrate aproape 3900 de cereri, însă înscrierile continuă. Cele două probe din cadrul evaluării naționale vor avea loc în datele de 19 și 21 iunie, începând cu orele 9. Accesul în sălile de examen se va face între orele 8 și 8.30. Examenul va începe efectiv la ora 9, iar timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecarei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru cu maximum 2 ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza prevederilor procedurii speciale pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Candidații vor fi dirijați de către asistenți direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă alfabetic.